cadrul legislativ în sine e unul care să sprijine atât statul cât și privatul și să fie o concurență loială, sau e invers? Până acum, cadrul legislativ nu are foarte multe lacune, așa cum am menționat mai înainte. Nu are suficiente resorturi pentru învățământul particular, nu îl așează suficient de bine într-o egalitate perfectă cu învățământul de stat. Legea numărul 1 a educației naționale, numită și legea Funeriu, a blocat unele activități în cadrul universităților. Ordonanța 92 a reușit ca să deblocheze. Există preocupări să perfecționăm acest cadru legislativ și, așa cum a precizat doamna ex-ministru Ecaterina Andronescu, este posibil ca până la sfârșitul sesiunii parlamentare să reușim să avem deja o variantă perfecționată a legii numărul 1 care este în vigoare. Sigur, cu perfecționările ulterioare care au avut loc, dar există loc de mai bine.